Dacă mai era nevoie de un argument care să susțină teoria că tot ceea ce facem este sau poate fi monitorizat de cei interesați, bineînțeles în scopul prevenirii, de exemplu, actelor de terorism, vă prezentăm astăzi o facilitate a Google Maps de care puțină lume știe. Dacă intrați în istoricul locațiilor și vă veți loga cu contul de Gmail, veți descoperi că Google știe toate drumurile pe care le face zilnic. În condițiile în care pentru a folosi un smartphone cu Android îți trebuie o adresă de e-mail pe Google, rezultă că toți cei care au astfel de smartphone-uri sunt monitorizați non-stop și asta atenție fără să aibă GPS-ul deschis. În istoricul locațiilor, dacă logați cu userul și parola de Gmail, veți afla, de exemplu, drumurile pe care le-ați făcut în ziua respectivă, trasate pe hartă. Google vă oferă posibilitatea de a căuta și date vechi prin simpla selectare a perioadei din calendarul din stânga aplicației. Google reușește să obțină aceste informații prin asocierea contului de Gmail și a transmițătorului din telefon cu relele de telefonie din zonele pe care le parcurgeți. Așa că vă puteți lua adio de la drumuri secrete și informații confidențiale. Aplicația îți permite să ștergi istoricul locațiilor, însă asta nu garantează sub nicio formă faptul că acestea nu au fost salvate de Google pe serverele sale, în ciuda asigurărilor oficiale. Puteți să scăpați de această urmărire permanentă doar prin scoaterea bateriei din telefon. Samsung se pregătește să lanseze pe 3 septembrie cea de-a 4-a generație a tabletului Galaxy Note 4. Până la prezentarea oficială, sudcoreenii au lansat pe internet un clip video în care arată imagini cu noul smartphone. Spotul cu titlul Ready to Note insistă pe facilitățile oferite de S Pen, stylusul cu care seria Note și-a găsit o importantă nișă în piață. Sudcoreenii sugerează ideea că pachetul de aplicație pentru Note va fi îmbunătățit, urmând să ajute utilizatorii să folosească stylusul pentru tot felul de activități virtuale, de la selectarea textelor la compunerea unor imagini pe telefon. Samsung Note 4 urmează să fie cel mai performant telefon creat vreodată de sudcoreeni. Potrivit ultimelor informații apărute în presa internațională, principala noutate adusă de Note 4 va reprezenta ecranul, ce va avea o rezoluție QHD alături de un procesor octa-core, 3 GB de RAM și o cameră de 16 megapixeli. LG ridică ștacheta pe piața televizorului odată cu lansarea în magazine a primului OLED TV 4K cu ecran curbat, gadget prezentat în acest an la Consumer Electronics Show. Televizorul 4K OLED va fi vândut în două variante în funcție de mărimea ecranului, mai întâi în Coreea de Sud, iar apoi în Statele Unite și Europa. Televizorul, ce va avea o rezoluție de 4 ori mai bună decât Full HD, va fi primul din lume care își poate modifica forma. Schimbarea se va face direct din telecomandă, astfel că dacă, de exemplu, vreți să vedeți un film în mod panoramic, veți putea accesa butonul dedicat de pe telecomandă, iar televizorul se va curba în câteva secunde. LG afirmă că acesta este viitorul în industrie și că din 2015 va începe să dezvolte pe scară largă astfel de dispozitive OLED.